Salutare prieteni, în videoclipul de astăzi am să vă arăt încă o sculă de-a mea, acest multi-tăietor sau multi-cutter, cum se mai spune, de la Makita. Este un motor clasic cu variație, da? Uitați aici, de la 6 până la 1. Îl folosesc în general la decupaje, parchet, lemn, rigips, este perfect. Deci, ce este neplăcut la el, face zgomot, dar în schimb își face treaba destul de bine, foarte bine. Deci puteți tăia cu el în poziții care nu cred că cu altă sculă ați putea tăia, da? Haideți să-i facem o probă, dar pe treapta întâi. Unde ești aici? Da, este chiar pe treapta întâi. Asta face. Îl dăm și pe treapta 6. Atât zgomotul, cât și puterea o să fie mai mare. După cum vedeți, aveți și lumină. Eu zic că este o sculă care nu trebuie să lipsească din gama unui meseriaș. Da? Cei care cunoașteți în domeniul ăsta, știți ce rol are și îl folosiți cu mare drag atunci când aveți nevoie. Da? Încă o dată mulțumesc pentru vizionare și abonați-vă la canalul meu. O zi bună!